Bună ziua, stimați reprezentanți mass-media, stimați concetățeni. Sunt bucuros să vă salut aici la Chișinău, pentru că am văzut că s-au încetat spiritele la unii, că nu am fost ieri și la altă ieri în țară. Eu am revenit spre bucurie sau spre nefericirea unora. Unii deja mă îngropau, unii mă spuneau că o să rămân la Moscova, acolo unde am plecat. Unii chiar mă preîntâmpinau și mă rugau să nu vin. Oponenții vroiau acest lucru. Dar eu vreau să vin cu un mesaj foarte clar. Indiferent de abuzurile noului regim uzurpator galben de la Chișinău, eu împreună cu colegii mei, cu echipa mea, nu avem de gând să ne ascundem, să fugim. Noi vom fi în prima linie și vom lupta pentru Republica Moldova. Așa cum am făcut-o tot timpul. Acum, în ceea ce țin de evenimentele de ultima oră. Eu cred că calificativul trebuie dat unul foarte clar. Noi asistăm la o lovitură de stat în Republica Moldova și uzurparea puterii de stat. Deschideți Constituția, deschideți codul penal și o să vedeți ce înseamnă lovitură de stat și uzurparea puterii în stat de către un partid și o instituție de stat, instituția prezidențială. Scopul este evident, preluarea controlului asupra Procuraturii Generale. Pentru că doar Procuratura Generală ei nu o mai controlează. Restul controlează absolut tot. Vreau să vă aduc aminte de renumită expresie încă din perioada romii antice. Circ și pâine. Хлеба и зрелище. Actuala guvernare tratează oamenii ca plebei pe cetățeni și vrea să le ofere circ, pentru că pâine n-are de unde să le dea. Situația în țară e dezastru. Prețurile cresc la tot absolut. Tarifele la sigur vor fi în creștere. Apropo, am văzut că cineva să se dădea cu părerea, deci s-a dus Dodon la Moscova, că să-i convingă pe ruși să plătească mai scump gază, nu știu ce și mai departe. Aberați. Din contra pe domnul Cozac, că nu am avut întrevedere ieri sau altă, el l-am rugat și o fac lucrul ăsta și public, să prelungească livrarea gazelor Republicii Moldova la contractul pe care l-am semnat noi. Și sper foarte mult că guvernul Republicii Moldova va fi destul de inteligent pentru a ajunge la astfel de rezultate urma negocierilor. Ce înseamnă prelungirea contractului negociat de noi? Aceasta înseamnă preț de 220-230 dolari per 1000 de metri cub. Până la sfârșitul anului și un 230-240 pentru anul viitor. Asta a fost rugămintea mea către domnul Cozac. Și asta o fac și public acum în fața dumneavoastră, stimați concetățeni. Pentru că chiar dacă actualii sunt oponenții noștri politici, eu nu am de gând să procedez cum a procedat Maia Sandu pe în 2015-16, când scria scrisori la Fondul Monetar Internațional, cu rugămintea să nu acorde bani Moldovei, pentru că era guvernul lui Filip. Găsiți scrisorile acestea, sunt pe internet. Eu nu procedez așa. Pentru că trebuie să avem grijă de oamenii noștri, să noștri, cetățenii, nu trebuie să înghețe la iarnă. Dar cum am spus, prețurile cresc, tarifele cresc, salarii, pensii nu sunt de unde să fie în creștere. Și toți înțeleg că pâine nu va fi, хлеба не будет. Значит, нужен что? Цирк нужен. Trebuie spectacol. Și că tot ceea ce vedem noi acum, aceasta este spectacol. Justiție televizată. Eu am văzut astăzi când veneam pe drum, că unii analiști politici dreapta încearcă să o spele pe Maia Sandu că nu are ea nimic cu aceasta. Voi credeți în aceste povești? Voi credeți că e lupta clanilor? Credeți că какой-то Viorel Murari au făcut singur toate aberațiile astea? Litvinenko, ministrul justiției, în fiecare seară și de pe la miezul nopții în clădirea președinției, vine pe ascuns, n-al vadă nimeni și coordonează fiecare pas. Oamenii știu lucrul ăsta, eu știu lucrul ăsta. Nu făcea nimeni nimic dacă nu era dată comanda directă de către doamna Maia Sandu, care acum coordonează și controlează absolut toate instituțiile în stat. Și să încerci să te dai deoparte, nu o să se primească. Pentru ce acest show?
Торстойноглу, Луксалапар. Стойноглу, а фос десемнат каштигаторь. Декетри Майя Санду, гуверну Майя Санду, ан луна октомбри 2019. Комиссия креата де Майя Санду. Стамати ара мембра комиссии, министру юстиции. Йо доран семна декрету, шилам нумит ан база конкурсу, кар ла факут ей. Стойноглу, кар ла инкиз досарли пенали лу Майя Санду ану трекут. Лу Усатый, лу Петренко, лу тоц абсолют. Стойноглу, пес испонис че ей зиче, да. Дой ан де зили, Молдова, ну фос маски шоу. Din noiembrie 2019 până acum suntem în octombrie 2021, 2 ani nu a fost maschi show în Moldova. Și să-l scoți pe Stoianoglu cu mascați, doar să puteți intrați și spus, băi, domn procuror general, noi vrem să facem asta, hai cu noi. Și el ce are să fugă sau ce om este? Să iei și soție? Pentru ce s-a făcut lucrul ăsta? Dar eu să vă spun pentru ce. Să vă frică în voi, în toți. Майя Санду вурс арата чиней хозяин ин каса аста. Ка плахатнюк. Са штиц, боец. Нас аскултац тэс лакщор. Я качи сон тэмплат алатэр. Че качи сон тэмпла кум. Чини инструментяза казу прокурор, ша майтва дэнёс вдец кса чиеш, апропо. Эс тот ачиеш, кари фост пятим пул плахатнюк. Сон торс. Со скимбат кепка дэн албастрын галбан. Ши держа с вами мбунь. Да стоял субъект, но я сворпим субъекту аста сепарат. Кса челеш персоне. Care a fost pe timpul statului capturat. Acum ei slujesc lui Maia Sandu și ei sunt galbeni și oameni buni. Toți. Dar Stoianoglu, care a început să clarifice în dosare, e om rău. Și trebuie scos cu cătușă ca lumea să vadă că ești cazian, ea ca și mama în casa asta. Iar tata plăcătniu ca muiectă o mamă. Ea ca ce se întâmplă în Republica Moldova. Și sentimentul ăsta de frică în societate, el deja a început să apară. Eu vorbeam cu câțiva jurnaliști din rândul dumneavoastră, care se temeau să scrie ceva. Pentru că omul simplu se gândește, băi, dacă l-a scos pe Stoianoglu, în cătușă, dar păi eu om simplu, dacă să zic ceva, păi să-mi sar în cap tăți. Pentru ce eu trebuie să risc? Moldova se transformă în stat capturat. Și foarte rapid. Foarte rapid. Însă cei care îl transformă nu înțeleg un lucru foarte simplu. Că atunci când vâri frica în societate, teama, o anumită perioadă ține, dar pe urmă explodează. Și pe urmă se întâmplă ce se întâmplă cu plăhotnic. Că trebuie să fugi din țară. Ori își te prindă gloata, nu noi, oamenii singuri o să explodeze. Sarcina e foarte simplă acum. În primul rând, primul a fost să arăte cine în casă e stăpân, să bat cu pomnul masă, eu pot orice. Contrar Constituției, dar tot eu merg ca tancul. Dacă ați trebuiască, voi toți o să fiți la picioarele mele, e că asta a fost scop. Al doilea scop a fost unul foarte simplu. Să nu-i dea voie lui Stoianoglu să mai scoată niște informații veridice despre fără de legile ce se întâmplă în Republica Moldova, inclusiv implicați primele persoane din PAS, și ei știu lucrul ăsta. Și noi știm că ei știu. Și eu sigur că chiar dacă e o împiedicat să iasă la conferință de presă la Stoianoglu, informațiile astea o să iasă. E vorba de timp. Când și cum ele o să iasă. Adică primul scop a fost protejarea oamenilor săi. Un scop, Stoianoglu, nu mai deschid dosare penale și nu mai merge mai departe cu frauda miliardului, pentru că dacă merge mai departe cu miliardul, ajunge la cei care au votat pentru legi în guvern, de acolo e și Maia Sandu și Grosu și tot conduce are de vârf stat. Ce trebuie să faci? Trebuie să-i dai peste cap să-l scoți. Și a doilea scop, clar că să se ocupe de opoziție. Ei cred că dacă o să se ocupe din noi, lumea n-a să iasă la proteste, îi tai capul și gata, s-a oprit. Nu s-a oprit tot lucrul ăsta. Și asta tot are loc sub pretinsa luptă cu corupția. Acum haideți încă două lucruri să vă spun. Dar unde sunt ambasadorii occidentali? Mie mi se pare că la dânsul a căzut internetul și în ambasada UE și SUA. N-au internet. Nu știu, poate activiștii noștri se ducă să facă un flash mob la ambasada, se ducă să idei, poate ei nu știu ce se întâmplă în țară.
Se este facă niște screen-uri de pe toate documentele, să le ducă să vadă. Americanii dorm, europenii dorm. Ambasadorii țărilor UE, care tot timpul erau cei mai vocali. Acquis comunitar. Domnilor ambasadori, voi spuneați. Standarde europene. Acord de asociere cu UE. Cui trebuie toate luzinicile astea? Unde sunteți voi acum? Măcar un cuvânt spuneți. Un cuvânt spuneți. Так, тот, коричи. Да у них сочетать очевидно. Который был хранит, тот санешник, у сути ди миллионе ди долларов, ши евро, дим бани ноштры, кредиты. Транспаренси, тот фил, ди... у них сочетать очевидно. Ничего. Боцан, гоцан. Умный вид, стадий дрепт. Стандарты. Ну, сантез будем. V-a spus lejați și voi ați tăcut tăți ca muții, ca să nu supărați pe Maia Sandu și pe Pas și nu supărați cei din UE și din SUA? De ce, estimați concetățeni? Eu cred că a venit timpul ca noi să înțelegem că suntem pe cont propriu. Noi suntem pe cont propriu. Nu le pasă la europeni, la americani de noi. Cum nu le-a păsat din noi nici în anul 2010-2015, când era filat cu Alianța pentru Integrare Europeană. Și când trăsneau băncile și aeroportul. Nu le-i din noi așa cum nu le-a fost din 2016, când era Plahotniuc stat capturat până în 2019. Era dat lampăcii. Și la ambasadorii occidentali, și la societate civilă, îi tăstăci atunci. Tak și am. Și cam o să întâmplă exact ceea ce a fost în cele două perioade care vă spun. Capturarea statului cu acceptul americanilor și europenilor, Alianța Integrării Europeană 1, 2, 3, pe urmă Plahotniuc când au cumpărat pe toți deputați. Și-i tăceau. Ce-am făcut noi atunci? Noi care eram și noi atunci. Noi am ieșit în stradă. Noi n-am ieșit în stradă și nu, eu nu vă chem să ieșiți în stradă pentru Stoianoglu. Nu pentru Stoianoglu. Stoianoglu e un element în toată istoria aceasta. În anul 2015 noi am instalat corturi în fața Parlamentului și am stat un an în corturi. Noi, USAT-ii, Năstasă, opoziția. Maia Sandu nu era și nici tăți gavri și ăștia nu erau atunci. Nu înghețau cu noi prin fața Parlamentului. Amui stare deștepți și luptători cu corupție, dar unde erau atunci? Prin cabinete stăteau, lângă oamenii lui Plahotniuc. Deci, estimați concetățeni, unica soluție. Eu vă spun, unica soluție este să protestăm. Eu am văzut chemări la nespunere civică, poate să ajungă la orice. Repet, nu protest pentru Stoianoglu. Protest împotriva creșterii prețurilor. Protest împotriva creșterii tarifelor. Protest agricultorilor care au rămas fără piață. Și o să rămână câteva sute de mii de toane de mire la nord înghețate. Protest a societății împotriva regimului. Împotriva la tot dezastru care se ocupă, care se întâmplă acum în Republica Moldova. E genocid economic, social și va fi și genocid energetic în această iarnă. Cu regret. Cu regret. Deci noi și v-am invitat, stimați concetățeni, fără luzinci, fără insignii de partid, fără drapele de partid, dacă vreți, liderii nici nu urcă pe scenă. Să nu fie un protest a partidelor. Noi vă invităm să ieșiți în stradă. Luni, nu luni, duminică acum, pe data 10, va fi primul protest de acest timp. Eu de ce vă spun, este doar primul. Eu credeam că valul protestelor să înceapă mai târziu, dacă sincer. Eu credeam că să înceapă în noiembrie-decembrie, dar ei singuri au lansat ceea ce au făcut zilele acestea. O greșeală enormă, eu am calificat-o deja. Deci unica soluție este la proteste. Toți. Și cererea trebuie să fie una singură. Demisia în corpore. Președintele, guvernul, parlamentul. Alegeri parlamentare, prezidențiale, anticipate. Faptul că o să schimbe un ministru pe altul? Sau faptul că o să schimbe un guvern pe altul? Dar o să rămână toți oamenii ăștia buni în parlament care o să-și bată joc de toți 4 ani? Lucrul ăsta nu e soluție.
Unica soluție este dimisia tuturor. Și asta trebuie să fie lozinca de bază. Pentru că altfel lucrurile nu se schimbă spre bine. Și cei de la ce au mers zilele acestea demonstrează că ei nu au niciun fel de rezerve, niciun fel de stop. Pe dânșii o să-i poată opri doar oamenii. Apropo, oamenii care au votat și care vedem că sunt din ce în ce mai nemulțumiți. Voi trebuie să știți. Voi trebuie să știți să spuneți, nu suntem de acord. Nu vă place că la protest să fie Dodon? Nu o să fie Dodon la protest. Să nu creadă cineva că încercăm să tragem plapuma pe noi. Nu e asta problema. Și eu o să fiu alături de oameni în stradă acolo. Nici nu mă urc pe scenă. E că aveți cuvântul meu, duminică eu nu mă urc pe scenă. Eu o să fiu cu oamenii. Pentru că altfel nu-i stopăm. Altfel, ceea ce au făcut astăzi au să facă și mai dur, mai departe. Dar vă spun ce urmează. Luați, mie mi se pare că mai s-am ducat undeva conspectul Plăhatniuc și merge pe aceleași puncte. Întâi eu preluat controlul asupra guvernului, dar măcar Plăhatniuc nu pune verișori în funcție. Și dacă îi prinde pe lui, pune pe lui la pușcărie. Asta n-a să-i pui pe ei la pușcărie. Mai departe a luat procuratura. Mai departe ce a făcut? S-a lămurit cu opoziția. Mai departe ce o să facă? O să se ocupe de businessul cel mare. Apropo, oameni de afaceri care ați avut o situație confortabilă ultimii 2 ani. Nu vă atinge nimeni. Nu vine procurorii și spuneți că scris businessul pe tare sau pe tare. Sau judecătorii care primeau indicații pe fițuică de la Plăhatniuc, de la PD. O să se întâmple lucrurile astea acum mai departe. Și pe urmă o să ajungă la oameni simpli. O să-i fac pe toți galbeni. Nu vrei? Afară de la lucru. Nu vrei să întrebi partid? Afară de la lucru. Și noi lucrul ăsta nu l-am făcut. Poate noi am fost prea buni anii ăștia doi. Mi-e foarte des să-mi spun, domnul Dumnezeu, s-a fost prea bun. Te am vrut ominește. Te am vrut cu oamenii să procedăm ominește. Și ce s-a întâmplat? E că i-am adus. Toți împreună pe ăștia la guvernare. Deci toți împreună, eu voi fi alături, nu fug nicăieri, ieșim la proteste, pașnice, va fi necesar ceva mai suplimentar, noi pregătim un set de acțiuni și mai avem experiență. Eu am organizat 500 de proteste. Din 2009 până în 2019 am organizat și am condus peste 500 de proteste și flashmob-uri. O să organizăm. Știm cum. Și o să vedem cum oamenii buni, ei sunt oameni buni și vremuri bune pentru al lor. Dar pentru toată țara e dezastru. Vremuri bune pentru cei galbeni. Care nu-i galben, bătaie. Asta am vrut să vă spun. Eu știu că a fost anunțat ca formă de briefing. Dacă aveți careva întrebări, 3-4 întrebări, eu sunt gata să vă răspund, pentru că de mult n-am făcut conferințe de presă de acest tip. Da, o cunosc. În primul rând vreau să întreb că mai multe partide, inclusiv Renatul Sartăria, căciul că am învățat că tot vor duși la proteste, cum vor fi organizat, de exemplu, duminică? Tot concomitent toate partidele sau cumva vor fi proteste separate? Sau sunteți gata să protestați în duminică? Eu nu mai am autorizat acum. La mine colegii Vlad Bătrânce și alți colegi se ocupă de tot ce ține organizarea protestului pentru ziua de duminică. Dar eu consider că trebuie să iasă toți care doresc. Dispersat, cineva vrea să protesteze în piața Marelor Naționale, cineva în fața Parlamentului, cineva... Eu cred că e decizia fiecare. Însă în astfel de situații trebuie să ne unim toți. În anul 2015, Năstase a instalat corturi în piața Marelor Naționale, iar noi în fața Parlamentului. Ca să nu fim ideologic, nu știu ce și așa mai departe. Dar pe urmă toți ne-am unit într-o coloană comună, împotriva regimului lui Plăhatniuc. Și el a căzut. Deci toți absolut, trebuie să uităm acum. Să uităm de aspectele ideologice, geopolitice. Să uităm că cândva ne-a încertat, că s-a spus cuvinte urâte unul față de altul. Trebuie să uităm de tot lucrul ăsta. Acum, dacă nu o să înțelegem ce se întâmplă, o să avem de suferit toți cetățenii. Și vreau să vă întreb despre discuții cu Dimitri Cozac despre gaze. În ce format a avut loc aceste discuții și care ar putea fi impactul? Eu sunt conducătorul grupului de prietenie din partea Moldovei între Parlamentul Republicii Moldova și Duma de Stat.
Pe data din 19 noiembrie este o zi importantă pentru relațiile noastre bilaterale, Moldo-Rusie. Sunt 20 de ani de la semnarea unui document foarte important de parteneriat strategic. De ce domnul Coză, care este reprezentantul lui Putin pentru Moldova, se ocupă de Moldova, acesta a fost subiectul de bază pe care l-am discutat. Inclusiv o eventuală deplasare a deputaților noștri care sunt în grupul de prietenie la Moscova. Duma de Stat a Federației Rusiei va fi inaugurată pe data de 12 octombrie, săptămâna viitoare. Și după aceea deja am putea să mergem pentru a relansa activitatea și bună colaborare între cele două parlamente, Parlamentul Republicii Moldova și Duma de Stat a Federației Rusiei. Evident că am discutat despre situația din Moldova. Evident că am discutat despre ceea ce se întâmplă cu gazul. Și vreau să spun că dacă din luna august noua conducerea statului începea negocierile pentru contractul pe gaz, noi nu eram în situația aceasta. Dar ei nu au vrut. Ați văzut că îi spuneau că nu au treabă. Păi stați puțin, dacă Maia Sandu a spus că nu trebuie să se implice, nu s-a băgat cu Minsky, dar ieri la Cozac să roage pe gaz. Sau ce spână s-a dus la Miller, parcă că nu trebuie să se implice guvernul. O ajuns la dânși. Dă-i moldovanului minte ce de pe urmă. Când noi le spunem în august, oameni buni, luați-vă gențele și duceți-vă, înțelegeți. Duceți-vă, negociați. Nu că asta nu-i treaba noastră. Am înțeles. Exact am cu ceea ce fac procuratura. Lăsați procurorul. El, apropo, procuror general, în funcție. El nu-i dat afară. Da, eu înaintat acolo acuzație, bine ați înaintat-o, eliberați-l, lasă vină înapoi în funcție și mergeți cu investigația aceea separat. Întorceți în albia statului de drept, dacă vreți să mergeți înainte. Dar nu așa cum faceți. Poftim. Domnule Andrei Proteve, domnule Dudon, ce v-a răspuns Coza că atunci când v-ați rugat să fie prelungit contractul în negociație de parte? Eu doar pot să-i transmit rugăminte. Eu nu sunt reprezentant a guvernului care este parte în negocieri. Pentru că negocierile despre așa subiecte le duce cei care sunt la guvernare. Noi nu suntem la guvernare. Nu suntem în opoziție. Eu doar l-am rugat că în pofida și nicătând la tot ce se întâmplă în țară, unele mesaje anti-ruse și așa mai departe, să nu pună embargouri, să nu majoreze prețurile la gaz. Pentru că asta va bate nu mai Sandu, va bate în cetățeanul simplu care la nordul culesă o toană de mire și n-a să aibă ce face cu dânsul. Sau în băbuță aceea, mama mea, mama dumneavoastră, care trebuia să plătească în loc de 4 lei, 15 lei, dacă tariful va fi, dacă prețul la gaz va fi 800-900, trebuie de mulțit tariful la 4 care este acum. 4 lei 30 mulțești la 4, asta e 16 lei. Iar care a fost rugămintea mea? Să nu lovească, să nu facă pașaște pentru că o să lovească oameni simpli. Oameni simpli nu-s vinoveți. Deci la guvernare este clar că dirijează în exterior și fac front antirusesc. Dar omul simplu, cu ce vinovat? Dar a spus că o să vină, că trebuie să vină vicepremierul vostru, o să discutăm. Discutăm cu el, discutăm la Peter, cu spânul, cu vicepremierul care e ministrul infrastructurii sau ce este acolo. Discutăm și mergem înainte. Apropo, mi-am ați aminte de vicepremier, pentru că eu tot am fost vicepremier în 2007-2008 și încearcă mult să-mi fac dosar penal pe energetică, pe 2007-2008. Pe asta ce se primește? Dacă am o preț o să fie 800 sau chiar 400, apoi noi peste 2 ani trebuie să deschidem dosar penal lui Spânu, că s-a majorat prețul la gaz de la 120 la 400? Asta ca să înțelegeți aberațiile și debilismul unor. Bine. Da, pașalți. Ну вот недавно Майя Санду выступила с заявлением по поводу ареста Штейнова, его задержания, и дала, в принципе, понять, что она, ну, как бы, не принимает. Я не я, и корова не моя. Есть такое. Решение принимали прокуроры. Так вопрос мой в чем? Это сигнал и для вас в том числе, что власть наступила на собственные грабли, и чтобы вот этот свисток немножечко потушить этот пожар, делает шаг назад? Я думаю, что, как я уже сказал на сегодня уже, без ведома Майи Санду это не произошло. И никто в эти сказки про белого бычка не верит. И почему такие заявления? Потому что я думаю, что даже при всей их некомпетентности они должны были понять, что наступили на грабли. И я знаю, что вот послы публично ничего не говорят. Ну как они могут сказать? Только что хвалили даже с ООН, что самые лучшие правительства и так далее. И они не могут сейчас
через два дня выйти и сказать, что эти идиоты. Но они же не могут это сказать. Но неформально я знаю, что им звонят, говорят, вы что там, упали с дуба, что вы делаете? И, наверное, им приходится сейчас потихонечку как-то сдавать обратно. Но есть другая проблема. Они же взяли всех этих, я их называю шакалов, чтобы, а те быстренько легли, и судьи, и прокуроры, многие сейчас. Просто Майя Санду не понимает, что потом эти же будут прислуживать другим и будут сажать их. Это так произойдет в любом случае. И они взяли этих шакалов, и эти уже пошли, почувствовали кровь и не хотят сдавать. Майя Санду сегодня пишет в Фейсбуке, что Лосама даст эти публичные, а этот что делает, Фортун? Не дает права адвокату разговаривать со своим клиентом. Нигде в мире этого нет. Нигде в мире этого нет. Понятно, что нарушение. Потому что она их запустила, сначала взяла, сказала, вы молодцы, нам нужно ударить по Дадону, по Стайнову и так далее. Работать, фас. Но она не понимает, что потом эти же псы их съедят. Нужно выгнать всех. И нужно идти четко по правилам. Даже если тебе обещают, что принесут голову Стайногла, потом Дадона и так далее, они же так говорят. Возьмите нас на работу, а мы знаем как. Мы это делали, только они не говорят, что мы это делали при Плохотнюке. И вот что происходит сейчас. Все, я думаю, что все нормальные люди это понимают. Ну, кунаска. Ați spus în discursul dumneavoastră că reținutul stă noaptea la președinție. Îi urmăriți? Aveți șprute în acest sens? O zi bună. Weekend plăcut și vă așteptăm la protest duminică.